Rămâneți conectați la suferința lumii, trăiți-o, nu vă retrageți în bula roz decât dacă sunteți ca Sfântul Siluan și simțiți oceanul acesta de durere direct în inima dumneavoastră, fără să aveți nevoie de știri, de media. Puneți genunchiul la rugăciune pentru toți cei care mor în acest război, îngroziți și singuri. Acesta este un mod firesc de a posti, nu retragerea în confortul tău. Este îndemnul părintelui Visarion Alexa către cei dintre noi, cei care ne simțim copleșiți de tot ceea ce trăim în aceste vremuri. Mai este puțin până la învierea Domnului și ne dorim ca ea să reprezinte încetarea conflictelor, a războaielor dintre noi. Despre pacea inimii și stingerea patimilor în această ediție cu părintele Visarion Alexa. Vă mulțumim, părinte, că ați găsit timp și pentru noi printre atâtea îndatoriri duhovnicești pe care le aveți. Doamne, ajută să rutăm dreapta. Acum, pentru noi preoții, e foarte bine că la un moment dat cineva se plângea părintelui Constantin Galeriu, un preot. Zice, părinte, m-am săturat, mă sună toată lumea, nu mai pot. Și părintele Galeriu spune, vai dragă, dar să te bucuri de asta, să vezi ce rău e când nu te sună nimeni. Deci e aglomerată perioada, dar e multă bucurie pentru că vezi râvna oamenilor și te bucuri să vezi că totuși Dumnezeu nu e uitat din sufletul omului. Și asta e o mare bucurie. Au trecut multe peste oameni și boală și încă mai e boală. Războaie. Am văzut migranți de război trecând într-un șir nesfârșit de la graniță spre aeroport, spre gară, spre spre orașe, spre și ne-am îngrozit, dar cu toate acestea l-am simțit pe Dumnezeu aproape, mereu. Asta mă bucură cel mai mult la poporul român, că totuși privește către Dumnezeu. Nu găsim soluțiile doar în noi, mai sunt și la El. Părinte, mai sunt câteva ceasuri până la înviere. Cuvântul Paște în ebraică înseamnă trecere. Poporul evreu sărbătorea trecerea Marii Roșii dinspre robia egipteană. Ce înseamnă pentru noi creștinii Paștele? Tradiția Paștelui este o tradiție îndelungată, pentru că ea vine din, așa cum ați spus, din tradiția poporului iudeu și acolo Moise este cel care face primul Paști. Da? În momentul în care traversează din Egipt spre Israel ca să scurteze într-un fel drumul, trece prin Marea Roșie și soluția este să despartă apa ca poporul ales să treacă pe malul celălalt. Sigur că Pesach s-a numit Paști, locul de trecere. Mai există un loc de trecere la apa Iordanului, când poporul lui Dumnezeu a trecut prin apa Iordanului, exact în Israel. Și acum locul acela unde se spune că s-a botezat Domnul la Vita Vara, e tot Pesach, e locul unde au trecut prin apa Iordanului. Să știți că iudeii încă așteaptă un Paști, tot așteaptă un Paști, încă există între neamul Israel un Paști, și anume un Paști care va face posibilă trecerea din lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu, la venirea lui Mesia, pentru că încă e așteptat Mesia în poporul iudeu, spre deosebire de noi creștinii care l-am primit pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. El este Paștele nostru. El ne-a trecut de la o stare de păcătoșenie, de robie, de decădere umană, ne-a trecut la o stare de sfințenie, de pace, de nădejde. Și să nu uităm că Iisus Hristos pe cruce este primul care a deschis porțile Raiului și în Rai a intrat un tâlhar, primul cetățean al Raiului, cum îi se spune în cântările bisericești, a fost tâlharul cel de-a dreapta Domnului care s-a pocăit și a intrat în Rai. Raiul începe de aici, de pe pământ. Domnul ne-a deschis Raiul de Paști
și fiecare dintre noi se străduiește să câștige raiul încă de aici, de pe pământ. De aceea, cei mai mulți dintre noi creștinii încercăm să schimbăm viața noastră, să renunțăm la răutate și egoism. Astea sunt sursa tuturor relelor de pe pământ. Pentru că ați ajuns aici la o renunțare a relelor, a unui egoism care ne însoțește pe fiecare, într-o măsură mai mică sau mai mare. Părinte, eu mi-amintesc din copilărie că la începutul posturilor, și nu numai, și înainte să te pornești spre Sfânta Biserică, îți cereai iertare. Există acest obicei și acum să spui iartă-mă, să ți se răspundă, fii iertat Dumnezeu să te ierte. Cum învățăm să iertăm, Părinte? Lucrurile sunt cam simple în viața spirituală, adică noi le complicăm și avem impresia că a trăi creștinește este imposibil. Dar vedem că omul care merge spre Sfânta Împărtășanie la fiecare liturghie și își împlinește canonul de împărtășanie, în preambulul canonului spune așa: dacă ești certat cu fratele tău, lasă darul tău în ușa bisericii, du-te și te împacă și apoi te întoarce la biserică. Și cu trupul Domnului să te împărtășești și grijă să ai, pentru că foc este. Deci, dacă Domnul s-a împăcat cu noi, ne-a iertat. Și ne-a iertat atât de mult încât ni s-a dat să-L mâncăm. Există o vorbă, te-aș mânca de drag. Ei, cu Domnul noi chiar facem asta, Îl mâncăm de drag. Dacă Domnul ne-a îngăduit să-L mâncăm și să ne unim cu El, că ne-a iertat și ne iubește, cum să mănânci carnea altui om, că asta în tradiția duhovnicească, asta certa cu un om este, înseamnă a te hrăni cu carnea lui. Pentru că în fiecare clipă, în inima ta, se rostogolesc gânduri de judecată, de ceartă, de mânie asupra celui om. Deci dacă ești chemat la împărtășire cu Domnul iertării, tu trebuie să fii un om care e iertat. Dar pentru că rugăciunea Tatăl nostru este atât de profundă și de frumoasă, viața creștină stă în mâinile noastre și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Păi altfel nu se poate. Deci asta e o condiție, este o condiție duhovnicească profundă pentru a avea pace în sufletul tău. Pentru că atunci când ierți, de fapt, nu mai porți poveri în inima ta. Nu cred că ați văzut un om supărat. Eu văd frecvent oameni supărați și sunt negurați tare. Adică nu au pace, nu au liniște, nu au odihnă. Orice ar face, orice medicamente ar lua, tot suferă. Și atunci, principalul mod de a tămădui un om este să învețe să ierte și ce nu poate ierta, să pășească peste sau să uite. Să le lase în plata lui Dumnezeu. Să le lase, dar nici măcar acolo, că Domnul întotdeauna, plata lui este iubirea, nu este altceva. Adică să le lase în grija, în pronia lui Dumnezeu. Iată, se termină astăzi cel mai greu post sau aspru post de peste an. Dacă în postul Crăciunului mai avem dezlegări, în postul Paștelui, nu au mai fost. Sunt. Au fost dezlegări în sensul că am avut de bună vestire. Așa. Și de flori. Singur, atunci am masa putut noastră mânca de pește. Fiecare dată se află peștele ca simbol al lui Hristos, vinul și puținul de lemn. Părinte, pentru cei care n-au reușit poate să țină acest post, cum am putea să postim pentru suflet? Mulți percep postul ca pe o dietă. Alții, eu știu, se înfruptă, ca să zic, cu burgeri vegani, cu cărnați de post, care au gust și aromă aiduma gustului de carne. Cum postim pentru suflet? Vă spuneam că cel mai la îndemână mod creștinesc de a trăi este să ierți. Acum, știți, și ursul mănâncă iarbă. Dar dacă te-a mușcat, rupe mâna. Așa și omul care postește, dar mușcă, poate rupe din celălalt și poate face mult rău. Primul mod al postirii
este să pui un accent foarte mare pe iertare. Eu le spun enoriașilor mei, veți veni să vă spovediți, pentru că vreți să vă împărtășiți în noaptea de Paști, dea Domnul, nu să veniți doar să luați lumină, ci să vă împărtășiți cu trupul celui înviat. Dea Domnul, și când veți veni să vă spovediți, principala întrebare pe care o veți primi este aceea: ai făcut pace cu tot omul? Pentru că vedeți ce importantă e pacea în lume. Vedeți ce grozăvii poate naște lipsa păcii din lume. Și moartea și suferința se aștern peste pământ în momentul în care pacea este neglijată. Și atunci noi în post, mai cu seamă, ok, am înțeles că omul are pofte, nu poate să țină postul unui, oamenii sunt diferiți, fiecare. Ok, dar să înțelegem că avem ceva de făcut la îndemâna noastră. Fă pace cu oamenii din jurul tău. Iartă-ți mama, iartă-ți tatăl, iartă-ți frații, iartă-ți vecinii, neamul. Nu. Nu fi supărat și încrâncenat cu toți cei din jurul tău, pentru că Paștile nu e doar să ne așezăm la masă, zice, e sărbătoarea familiei. Dar nu e vorba de mâncare de Paști. Din păcate, omul pune accent pe mâncare. Nu e vorba de mâncare. Paștile este bucuria iertării unul față de celălalt, știți? De aceea ne adunăm la masă tot neamul, pentru că ne-am iertat unii pe alții și orice supărare am avut și orice ceartă am avut pe avere sau pe multe alte lucruri, le dăm la o parte și de Paște avem puterea să stăm față în față și nu neapărat să ne îmbuibăm cu mâncare, să avem nevoie de triferment și colebil după aceea, ci să ne mâncăm unul pe altul din ochi de dragoste. Știți, asta e foarte important, să stai la masă privindu-ți neamul, privindu-ți mama, tatăl, fratele, pe toți cei ai casei, privindu-i față către față și bucurându-te de ei. Asta e foarte important, mai important decât mâncare. Mâncarea e pe planul 2. Lumina este primul act al creației, iar în noaptea de înviere suntem chemați să luăm această lumină. Ne-am dorit să aflăm care este adevărul legat de această lumină sfântă. Lumină în care omul este chemat să se vadă și pe sine însuși, spune. Da, este o simbolistică adâncă acolo, că simbolizează într-un fel, nu este Hristos, este un simbol. Un simbol al flăcării învierii, al luminii învierii care s-a ridicat din mormânt. Dar din nou aici, vedeți, reușim noi să denaturăm și să punem accente greșite, aș spune eu, pe sărbătoarea Paștelui. Oamenii vin la biserică și fac multă dezordine. Unii rup gardul pentru că se îmbulzesc să ia lumină repede și fac tot felul de lucruri. Adică îmbulzeala aia nu naște un sentiment sănătos. Sigur, apoi e frumos să vezi cum după ce au luat lumină, lumina se împrăștie în tot orașul și fiecare duce la casa lui. Dar să nu uităm că Paștile nu e despre lumină. Paștile este despre Hristos cel înviat. Iar marea mărturie că tu crezi în noaptea învierii, că Hristos a înviat, este să te împărtășești cu trupul lui și cu sângele lui. Asta înseamnă să rămâi la Sfânta Liturghie asta după ce iei lumină. Asta înseamnă în toată tradiția veche românească, păi să iei doar flacăre și să pleci acasă era o blasfemie. Iată. Era o blasfemie să iei lumină, să iei lumânarea și să fugi imediat acasă. Nici nu se închipuia așa ceva. Omul stătea la slujbă, se cumineca cu trupul și cu sângele celui înviat, se ducea acasă și acasă, înainte de a se culca, ciugnea ouă, punea ouăle roșii și ouăle proaspete în apă și se spăla cu apa aia pe ochi să fie proaspăt ca ouul și sănătos ca ouul roșu care simbolizează viața lui Hristos. Părinte, cât este tradiție și cât aparține religiei din aceste obiceiuri? Spre exemplu, în București înțeleg că lumânarea de la înviere se stinge de tocul ușii. În Moldova
Știu că bunica mea reaprindea această lumânare de la înviere în momente grele, fie ele de cutremur, de grindină, de supărare, și atunci se ruga reaprinzând această lumânare de la înviere. Acum, în prima zi a Paștelui, în Moldova, într-adevăr, într-o cănuță, așa mi-amintesc la bunici, că se punea ou roșu în respectiva cană și cu câțiva bănuți, cel care se spăla ultimul lua și bănuții respectiv. Au toate aceste obiceiuri o legătură cu religia sau doar sunt niște superstiții? Sigur că au, pentru că izvorăsc din sărbătoarea Paștelui, adică sunt adaptări ale omului la casa lui, adaptări ale teologiei Paștelui la casa lui. Nu sunt rele și n-ar trebui să le privim magic neapărat. Lumânarea pe care ai prins-o la noaptea învierii n-are o putere deosebită. Dar punând-o în fața ta și știind că e de la înviere, ți-aduce aminte de puterea învierii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a înviat, nu mă mai tem de nimic. Și atunci de asta e bine să o ții și să o mai aprinzi, pentru că este o bună amintire pentru tine de noaptea învierii. Acum, toate tradițiile care se fac prin sate de Paști nu sunt neapărat niște lucruri rele, toxice sau... Sigur, ar fi rele dacă ar apărea în sărbătoarea Paștelui vrăjitoarele, pricolicii, strigoie și toate orătăniile, să spun, din lumea satului, de genul acesta. Dar dacă menținem sărbătoarea Paștelui cu tradiții și obiceiuri luminoase, atunci nu văd un lucru grav. Important e pentru Paște să păstrăm moderația. Știți, asta e bucuria învierii atât de mare încât noi vrem să o revărsăm peste belșugul de mâncare, înțeleg, trebuie să facem să fie belșug măcar de Paște pe masa noastră. Dar să fim moderați, pentru că în toată săptămâna luminată, în vechea tradiție a bisericii, omul se împărtășea în fiecare zi. Știți, pentru că ziua întâi de Paști, ziua a doua de Paști, ziua a treia de Paști. Da? Și după aia avem izvorul tămăduirii, în vinerea luminată. Avem Duminica Sfântului Apostol Toma. Deci sunt sărbători în toată perioada aceasta a săptămânii luminate și creștinii erau chemați la biserică să se împărtășească. Apoi dacă mănânci de rupi cureaua pe tine și sar bumbii de la cămașă, sigur că nu mai poți să mergi să te împărtășești cu capul năuc și cu o stare de rău. Și trebuie să păstrăm o moderație, așa. Nu, să nu uităm că Paștele este, de fapt, bucuria de a primi pe celălalt la masă, de a sta ochi în ochi. Ochi în ochi și a ne bucura unul de celălalt, de copii, de soție, de familie, de familia numeroasă, de prieteni. Ce simbolizează oul roșu? Ce simbolizează Pasca de Paști? Da, sunt alimente, aș spune eu, oarecum liturgice, pentru că în tradiția veche bisericească ele au fost prezente, precum coliva, precum anafura sau pâinea care se dă la sfințire. Există chiar o slujbă specială, noaptea de Paști, de sfințire a ouălor și cozonacului și fiecare aduce câte puțin din cele pregătite acasă. Da, da. Fiecare pască este sfințită, vinul este sfințit din cea pregătită acasă. Omul aduce la biserică și preotul binecuvântează și apoi împărțim între noi în comunitatea bisericească. Noi la biserică, la noi, până să înceapă pandemia și am fost oarecum obligați să renunțăm la această întâlnire, după noaptea învierii avem o sală mai măricică cu toții și avem niște seri în care invităm pe toți oamenii care trăiesc pe stradă și invităm la masă. În noaptea de anul nou, Revelionul Săracilor, îi chemăm pe toți cei care stau pe străzi să stea cu noi la masă, noi îi servim, noi le punem masa și mâncăm împreună cu ei.
arătând în felul acesta că suntem împreună, adică nu ne scârbim unii de alții. Noi stăm în casă, ei stau pe stradă, dar asta nu face diferența între noi ca oameni. De Crăciun facem la fel și în noaptea Paștelui. Dacă să vedem cum stau lucrurile, dacă nu fi noi reglementări, dacă s-o putea să-i adunăm din nou și să fim împreună. Noaptea Paștelui este de atmosfera aceasta de a sta împreună, de a-i primi pe toți, și cei săraci, și cei bogați, și cei... Știți care e paradoxul? Că la masa aceasta, toți oamenii cu dare de mână ai parohiei vin și stau împreună cu copiii alături de persoanele care trăiesc pe stradă. Yes.
pentru că vorbim de a face bine de Paști. Da. Și nu, numai de Paști. Nu se simt deranjați nici de mirosul greu, nici de sărăcia oamenilor, nici de... E o lucrare care trebuie făcută. Noi o facem așa pentru că, mai ales în nopțile acestea, oamenii aceștia sunt singuri, total singuri, știți? Și trebuie să aibă și ei un loc unde să simtă bucuria Paștelui, că, uite, suntem împreună, suntem cu cineva, cineva e cu noi, nu suntem singuri. Zic că e complicat anul acesta, sunt 80.000 de refugiați de război, de migranți de război în România, care vor petrece Paștile fără soți, fără multe familii de refugiați, în loc să sărbătorească Paștile cu bucurie, poate se gândesc cu tristețe că au pierdut casa, au pierdut viața. Cum poate și-ar putea combate, Părinte, iertați-mă că vă întrerup, această frică pe care o am în suflet? Migranții aceștia de război, ucrainenii, să știți că am vorbit cu foarte mulți dintre ei și sunt foarte optimiști. Cred că mai speriați suntem noi, care îi vedem pe ei fugind de război și ne gândim că poate ar putea să vină și la noi războiul. Și asta ne sperie teribil. Dar ei nu mai sunt speriați, ei doar vor un loc. Vor un loc unde se așeze, să scoată din troller, din valiză, casa pe care o au, că acolo și-au băgat toată casa în troller, în valiza aia, și să poată să își ducă viața, să crească copiii. Atât lucru își doresc. Și cred cum se poate. Trebuie să înțelegem asta, că suntem foarte axați pe proiecte de viitor, știți? Noi toți vrem ca în viitor copiii noștri să câștige mai bine, să aibă profesie mai bună, să aibă... Dar vedeți, la un moment dat viața poate să încapă într-un troller. Toată viața. Toată averea ta, toate casele tale, tot ce ai, bărci, tot ce ai, încapă într-un troller și trebuie să iei trollerul ăla să mergi mai departe. Sau trebuie să ne gândim la un moment dat că, până la urmă, toată viața noastră încapă în patru scânduri. Nu? Că oricât ai fugit pe lumea asta, tot în patru scânduri nimerești într-o bună zi, mai devreme sau mai târziu. Și atunci doar un om nerealist, cred că trăiește așa cu frică și cu tremur și cu un conflict permanent cu el însuși și cu cei din jurul lui. Și dacă te gândești că, iată, se întâmplă ceva ce nu mai poți controla, un război nu poate fi controlat de noi. Sau o pandemie, cum a fost COVID-ul, și până la urma urmei vine și moartea. Și nici pe asta nu poți controla. Tot vine. Și nimic nu poate fi fără îngăduința lui Dumnezeu. Dar dacă gândești oarecum... Știți cum învață Sfântul Vasile cel Mare? Împăratul Valens din secolul IV îl prigonea pe Vasile cel Mare, pe Sfântul nostru Vasile cel Mare. Și Sfântul Vasile îi spune: împărate, uite care-i treaba, zice, dacă mi-e averea, n-ai decât să o iei, că n-am mai mult de niște haine, cărți și mai știu ce, poți să o iei? Zice, dacă vrei să mă alungi din cetate, poți să mă alungi cu oriunde mi-ai alungat tot cerul și pământul lui Dumnezeu e? Și zice, iar dacă vrei să mă omori, nici asta nu mă sperie, că nu faci decât să ajung mai repede acasă. La tatăl meu, zice, am un tată pământesc, dar tatăl meu cel adevărat e în ceruri. Am o casă pe pământ, dar casa mea cea adevărată e sus. Zice, am o patrie aici pe pământ în care trăiesc ca cetățean, dar patria mea este una cerească. Adică, vedeți, creștinul întotdeauna trebuie să fie liber. Iar gândul acesta că patria lui nu e aici pe pământ, îl ajută să fie liber, să scape de frică, de spaime, de multe lucruri. Un creștin adevărat e un creștin liber, nu poate fi controlat, nu poate fi speriat, nu poate trăi chinuit, el e liber. E în drum spre patria cerească. Deci o supunere față de acest plan pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi este cea mai bună soluție pentru a-ți redobândi liniștea interioare, da, ziceți. Da, și mai mult decât atât, a privi oarecum dincolo de moarte. Vedeți? Marea mea șansă este că mă duc la multe slujbe de înmormântare.
știți, și fiecare slujbă de înmormântare pe care o citesc este o taină a vieții. Este o bucurie a vieții și o nădejde a vieții. Da? Și atunci, cred că trebuie să ascultăm măcar o dată în viață o slujbă de înmormântare, nu să ne fie citită, ci să o ascultăm. Că dacă ne e citită nouă, atunci e cam târziu. Dar dacă o ascultăm și înțelegem o slujbă de înmormântare, aflăm acolo o mare taină și o mare promisiune a lui Dumnezeu pentru noi oameni în perspectiva vieții. Vedeți, am mers la Prohodul Domnului. Prohodul Domnului e o slujbă de înmormântare. L-am așezat în mormânt și ne-am uimit cum în mormânt pus ai fost viață. Adică tu, viața, ai fost așezat în mormânt. Dar acolo e multă nădejde, pentru că din mormântul acela a înviat. Și acum, nu știu câți dintre noi mai credem că ne așteaptă și pe noi o înviere. Nu așa se termină crezul nostru pe care îl mărturisim în biserică? Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Deci asta e perspectiva în care trăim noi creștinii. Într-o zi vom învia. Vom muri și vom învia. Iar trupurile cu care vom învia vor fi tinere, ca la 30 de ani, vârsta Mântuitorului. Nu vor mai suferi, nu vor mai avea boală, nu vor mai avea răutate. Deci nu vor mai fi dictatori după învierea de apoi, tirani, cum sunt acum. Pentru că toată răutatea va fi oprită de moarte. Părinte, ce este sufletul? Ceva la fel de important și de frumos ca trupul. Dacă vreți să vedeți cum arată sufletul de frumos și cât de important e, să ne privim trupurile. Cine nu-și învelește trupul, cine nu-l spală, cine nu-l face frumos, cine nu-l îl tratează, cine... Tuturor ne e milă de trupurile noastre. Un mare sfânt apusean spunea: fratele meu, trupul, știți? Adică avem grijă de trup, dar să știți că sufletul are aceeași valoare și aceeași importanță ca trupul. Nu e unul mai prejos și unul mai sus, nu e unul inferior și unul superior. De aceea, vedeți, noi la biserică ne împărtășim cu un trup, trupul și sângele Domnului, nu? În raclele, la marile sărbători, ne ducem să ne închinăm sfinților, dar în racle se află trupuri de sfinți, adică sunt foarte importante. În niciun caz sufletul nu este mai important decât trupul, ci sufletul dă rațiune trupului. Când sufletul pleacă din trup, trupul se dezintegrează, își pierde raționalitatea. Dar spune Domnul că la un moment dat sufletele se vor întoarce în trupuri și trupurile își vor recăpăta din nou raționalitatea. Și atunci sufletul este, a spune, partea rațională din om. Trupul este partea biologică. Dar nu se poate unul fără altul. Dacă am fi doar suflete, am fi îngeri. Dacă am fi doar trupuri, am fi animale. Dar mixajul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut între înger și animal s-a transformat în om. Da? Părinte, când spunem păcat și până să ajungem la această taină a împărtășaniei, mai este taina spovedaniei, atunci când mărturisim păcatele. Cât este de importantă această mărturisire a păcatului și ce mai poate fi considerat astăzi păcat? Că noi așa zicem în rugăciuni: iartă-ne, Doamne, tot ce am făcut cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, din noapte, din zi, din știință, din neștiință. Nimeni nu e fără de păcat în afara lui Dumnezeu. În limba greacă, unul din semnificațiile, una dintre semnificațiile cuvântului păcat, termenului de păcat, s-ar mai traduce prin ratare. În ce sens? Imaginați-vă un trăgător cu arcul. Dacă vă pun dumneavoastră un arc în mână acum, vă arăt o țintă, vă dau o săgeată și vă spun: țintiți și trageți în ținta respectivă. Surpriză, nu o să nimeriți ținta. De ce? Pentru că niciodată n-ați tras cu arcul. Asta înseamnă că ați ratat ținta.
Dar eu vă pot explica așa. Ați vrea să reușiți? Da, aș vrea. Bine, atunci eu te pot ajuta. Avem nevoie de timp și de exercițiu să înveți să tragi cu arcul. Și ghiciți, într-o perioadă de timp, nu o putem defini de la om la om, veți dobândi arta de a trage cu arcul. Ajutată, susținută, încurajată, așa este și cu păcatul. Păcatul este o ratare. De ce? Omul niciodată nu s-a străduit să învețe, să controleze ceea ce se întâmplă cu el. Cel mai mult dintre noi trăim iraționali. Slavă Domnului că sunt legile lumești care să ne țină un frâu puțin. Slavă Domnului că sunt frica de boală și de moarte. Că altfel, cred că am trăit profund iraționali. Suntem, chiar dacă avem 40-50 de ani, ca niște copii mici în magazinul de jucării și ne dăm cu fundul de pământ pentru că vrem jucării. Nu contează dacă tati are sau nu are bani. Noi vrem jucării. Ține de exercițiu. Arta de a fi creștin înseamnă o maturizare din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere al modului de a trăi, din punct de vedere al vieții. E o maturizare. Și înveți să trăiești cu un pătat în tot, în tot ce faci și cu sens. Și credeți-mă, atunci când mănânci o prăjitură meditând, adică nu o bagi pe gură toată și o îndești în gât și o înghiți pur și simplu hămesit de foame. Conștientizezi procesul. Conștientizezi. Haideți să zicem așa cum făcea Marcel Proust în Căutarea timpului pierdut, când a luat micuța Madeleine și a gustat din ea atât de meticulos și meditativ încât s-a întors în timp pe vremea când bunica lui făcea asemenea prăjituri. Deci, vedeți, orice fenomen de viață poate fi înțeles complex și meditativ. El poate provoca stres, fenomenul de viață, și stresul știm că omoară oameni, îi face să-și piardă tot, și sănătatea sufletească, și sănătatea fizică, de stresul omoară oameni, iar în momentul în care meditezi, înveți ceva din ceea ce ți se întâmplă, stresul nu mai e prezent. Viața devine un loc și un mod de evoluție sufletească. Te transformi într-un om superior, nu, cum ziceau comuniștii, într-un om nou, nu ideologizat, ci un om superior, ai emoții sănătoase, ai relații sănătoase, te raportezi sănătos față de oameni și de lucruri. Adică ești un om fericit. Acum, că tot vorbeam de păcat, mi-aș dori, pentru că suntem în această săptămână foarte importantă pentru noi, să fac o referire la slăbiciunea omului. La Iuda, ce ar trebui să înțeleagă sau care ar fi pilda pe care ar trebui să o înțeleagă acei care sunt încă tentați astăzi să accepte o pungă de arcinți? Acum, trădarea e la modă, să știți. Adică, în politică, în viața personală, în de jur împrejur, trădezi colegi la serviciu, te trădează ei pe tine, te vând, îi vinzi, adică e un comportament, aș spune eu, aproape firesc în societate. Însă, de ce se întâmplă lucrul acesta? Domnul spune la un moment dat un lucru tare profund. Zice, dacă ai credință cât un bob de muștar, îi spui muntelui să se arunce în mare și el se aruncă. Îți va fi ție după cum poruncești. Și toată lumea s-a mirat, zice, cum adică eu pot să, dacă sunt un om credincios, pot să spun Făgărașului, da? Sau Vârfului Moldoveanu, care e cel mai înalt din România, mișcă-te și aruncă-te în Marea Neagră. Mi-ar plăcea un munte în Marea Neagră, nu? Să se vadă ca în alte zone de-astea exotice. Dar după cum vedeți, Făgărașul a rămas la locul lui și nu s-a mutat în mare. Oare n-au fost oameni sfinți în țara asta? Nu sunt și oameni sfinți în țara asta. Eu sunt convins că sunt, dar Domnul nu se referea la muntele de piatră, la stâncă. Domnul spune că
ego-ul omului este cât un munte. Dacă vrei să trăiești sănătos și să fie sănătate în jurul tău, cel puțin pe 10 metri pătrați în jurul tău, trebuie să faci un efort cu credință să scapi de ego-ul tău. De-aia spune Domnul, dacă ai credință cât un bob de muștar, vei spune ego-ului tău, aruncă-te în mare și va fi așa de simplu să scapi de el. Dar dacă nu, ia imaginați-vă să escaladezi tot moldoveanul și să treci pe partea aia. Puțin reușesc. Unii rămân la poale, alții se opresc pe la mijloc, iar alții rămân pe platou sus acolo, că nu le mai place să coboare. Deci e presărată cu eșec viața unui om care nu scapă de ego, nu luptă cu ego-ul lui. Deci de asta spun că Iuda n-a reușit. Pentru că n-a vrut să scape de ego. Și cum am putea câștiga această luptă cu noi înșine până la urmă? Prin ce, părinte? Păi care ar fi cea mai mare sau cea mai importantă virtute creștină pe care ar trebui să o valorificăm, să o găsim? Da, avem de învățat de la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Să știți că Dumnezeu nu ne-a lăsat fără dicționar. Nu ne-a construit și după aia a zis, hai, inventați voi un dicționar acolo, descurcați-vă. Nu, ne-a dat și dicționarul de viață. Și anume, vedeți un om egoist, dar găsește o femeie pe care o iubește și se însoară. Și nu mai e egoist, pentru că viața lui începe să o împărtășească acelei femei. Muncește pentru ea, face o casă, aduce bani acasă, se duce la serviciu, și ea muncește și se jertfește pentru el. Și acolo e o jertfă. În mod firesc, iubirea îi face pe oameni să devină jertfelnici. Și când oamenii ăia doi, care se iubesc și se jertfesc unul pentru altul, fac vreo 4-5 copii și nu mai au timp deloc. Nu mai au somn, nu mai au... Știți cum e noaptea cu 4 copii? Eu am 2, părinte. Dumneavoastră să ne spuneți că aveți 4 fete. E pe spongi, știți? Adică, ba dormi, ba te trezești. Cel puțin din 2 în 2 ore. Da? Și asta se întâmplă de 16 ani. Deci E o viață plină de jertfă. Ai și energie să faci asta, pentru că la un moment dat ai impresia că ai obosit, dar totuși mergi în continuu. Și nici n-ai putea să te oprești, pentru că ți se pare că n-ai putea să faci asta copiilor aceia. Și toată viața îi slujești și îi crești și îi iubești și le pui totul la dispoziție ca să ajungă oameni. Cine ne învață să facem asta? E noi. Nu? Deci cum poți învinge ego-ul? Păi familia e o icoană. Acolo e, dacă călugărul se duce la mănăstire și în curtea mănăstirii învață să se desăvârșească prin ascultare și sărăcie. Un om care trăiește în casă cu soție, cu soț, cu familie, cu copii, lucrează și el o desăvârșire acolo. Pentru că viața e plină de jertfă. Plină de jertfă. Să pui masa copiilor, dacă îți mai rămâne și ție, mai mănânci, dacă nu, te uiți la ei și te saturi, nu? Să le fie lor bine, să doarmă, să se odihnească, să aibă ce îmbrăca, să aibă cu ce învăța, nu? Îi duci toată ziua, ești taximetrist, ca să-i duci ba la școală, ba acolo, ba acolo, ba acolo. Deci e o jertfă, dar e firească, pentru că o faci cu iubire și cu milă față de copiii tăi. De-aia gândiți-vă că ai face lucrul ăsta față de tot omul. Că te-ai jertfi față de oamenii din jurul tău și că ai avea ca mod de viață lucrul acesta și la serviciu și pe stradă și tot timpul ai fi... Ați văzut, mi-a plăcut tare mult în Japonia când orice interacțiune dintre oameni pe stradă, la piață, în autobuz, la metrou, e însoțită de o plecăciune. Așa fac japonezii, unul față de altul, mereu. Adică îți mulțumesc. Ai făcut mult pentru mine, foarte mult. Cum se poate un popor să aducă starea de mulțumire și de jertfă unul pentru celălalt la un nivel atât de sus? Deci se poate. Ar trebui poate să învățăm și noi pe copiii noștri. Dar nu prea învățăm, pentru că acum școala românească și societatea asta adolescentină românească este plină de bullying.
Aia nu mai e jertfă, este opusul jertfei. Facem bullying mai târziu pe stradă, facem bullying la serviciu, nu? De-aia obosim, venim de la serviciu rupți, pentru că facem noi bullying altora și alții, șeful, colegii, da, ne terorizează pe noi. Și așa construim o societate, una stricată. Din familii mai puțin unite și din ce în ce mai mult astfel de cazuri, ce ține o familie închegată, unită, așa, după placul lui Dumnezeu? Mila lui Dumnezeu, atât. Dacă nu ceri mila lui Dumnezeu să te țină cu mințile întregi, nu ai șansă. Părinte, de acum ajungem la această conștiență și conștiință sănătoasă prin care să-i ceri mila lui Dumnezeu. Da, dacă n-ai o căsătoria e un, nu e doar o emoție și o atracție. Căsătoria e o cale. Adică e o filozofie de viață. E un set de valori, de mod de viață. E o practică. Faci ceva zilnic, cu meticulozitate, ca și cum ai, nu știu, ca și cum ai practica arte. Arte marțiale, arte nu știu de care, nu-s potrivite în familie, dar e o artă. Căsătoria e o artă. Ați văzut un pictor care stă 12 ore și pictează pe zid? Aia e o artă. Omul ăla exersează în fiecare zi. În fiecare zi și adaugă un plus valoare la ceea ce face. Așa e și căsătoria. Care este rolul femeii sau cum ar trebui să fie rolul femeii în familie și a bărbatului deopotrivă? Supusă și se ia bătaie în fiecare zi de la soțul ei. Doamne ferește! Dar să știți că așa se întâmplă în România. La 60 de secunde o femeie ia bătaie. De la cine? De la bărbatul ei, care ar trebui să o protejeze, de la frate, de la tatăl, de la, în principiu, de la bărbați care ar trebui să aibă grijă de ea. Astea sunt statisticile. La 60 de secunde o femeie ia bătaie în România. Deci, vă dați seama cum ar trebui să fie o femeie? În niciun caz așa. În niciun caz așa. Adică avem o țară frumoasă, avem tradiții frumoase, avem un mental frumos, avem dragoste multă, că iată cu ce bucurie și cu ce fericire am primit pe migranții de război din Ucraina. Deși am fi fost un pic supărați pe ucrainieni, că ne-au făcut multe greutăți pe acolo, prin Bucovina. Dar am uitat într-o clipă și i-am primit cu multă dragoste. Deci avem capacități extraordinare, resurse extraordinare, spirituale și emoționale, să practicăm lucruri sănătoase și curate. Dar în același timp avem și un revers al estului întunecat, pentru că aparținem geografic a unei lumi, o poartă de intrare prin care au intrat multe civilizații distructive și întunecate. Da? Și probabil încă păstrăm în noi ancestral că femeia trebuie să fie bătută, supusă, chinuită, trebuie să fie o slujnică în casă, să spele, să calce. Și... Nu, doamnă. Bărbatul și femeia sunt la cununie când îi pun acolo în fața mesei să-i cunun. Sunt în același rang, au aceleași cununi pe cap, sunt regi. Sunt ca regele și regina. Unde ai văzut tu regina să ia bătaie? Nu? Eu așa îi pun la nuntă. Să fie rege și regină, de-aia le pun și cununi pe cap, așa e ca împărații, împăratul și împărăteasa. Deci o iei acasă și o umilești, și o bați și o chinui și vrei să fie supusă și femeia să facă curățenie. Asta e rostul ei pe lume. Nu, domnule, ia-ți oameni, angajează oameni, ia-ți roboți, ia-ți mașini de spălat, ia-ți... Alea spală singure. N-ați văzut inclusiv robotul ăsta de umblă prin casă singură, ca cățelul și spală și curăță și... De ce să-ți chinui nevasta? Se spune că femeia se mântuiește prin bărbat și bărbatul prin femeie. Mulți ar considera divorțul ca fiind un act de lașitate, pentru că nu ai răbdat într-atâta încât să accepți aceste condiții. Nici nu vreau să rab de nimeni. Eu nu vreau ca o căsătorie să fie un act de... Compromis? De compromis și de răbdare. Adică, dar de ce să nu iubești? Pe copiii rabzi? Nu, îi iubești. Din iubire îi rabzi. Și le ierzi multe. Nu? Deci așa și cu soțul sau soția. Adică
Cum să rabzi? Dar ce viață mai e aia în care te chinui în fiecare zi să înghiți toate neghiobiile și toate răutățile omului de lângă tine? Nu, te iubești, dar știți cum? Cred că pornim prost în căsătorie. Probabil că suntem cuceriți de o frumusețe estetică. Sau uitați-vă pe care o transformă timpul. Da, uitați-vă la muzica românească, asta de neapărat asta populară, că nu prea am ascultat așa în principiu, dar mai ascult că aud la copiii mei sau la radio în mașină muzică românească, muzică ușoară, chiar și populară, dar peste tot, domnule, parcă e niște versuri psihopate acolo. Mai rănit, mai lăsat. Mai bătut, mai lăsat. Ai plecat, mi-ai lăsat inima însângerată și ai plecat. Unde ești, bădiță, că nu mai pot, că... Cum e asta? Adică, cum? De ce putem naște muzică numai din psihopatii și patologii? De ce nu putem vorbi mai frumos despre iubire? Că poate și tot ce cântăm aici, adolescenții ăștia care ascultă muzica asta suferindă, poate ei o și internalizează, o transformă într-un mod de viață. Nu deseori mi-a fost dat să găsesc adolescenți care vorbesc și îmi spun, părinte, vin de la școală, mă întind în pat și stau și zac și sufăr. Dar de ce sufer? Că ascult muzică. Depinde ce muzică asculți. Păi dacă toată muzica românească așa e. Există și o empatie, părinte, nu vedeți că cele mai mari hituri, pentru că tot am ajuns în acest, adică cele mai ascultate, cele mai mediatizate, eu știu, distribuite pe aceste site-uri de socializare. Un om cu probleme de psihopatie patologică compune, alcătuiește, creează, tot suferință creează. Și atunci Totul, vedeți, subiectul de televiziune, maneaua, telenovela, totul e numai bazat pe suferință, pe vai ce mai rănit și sufăr și stau și nu mai pot și mai părăsit și sunt singură. Și... E un dezastru. Adică eu cred că trebuie și o ecologizare de asta în lumea din prejurul nostru. De asta europenii mereu te întâlnești cu ei pe stradă, zâmbesc, râd. Nu-i cunoști. Toți mărturisesc că prima experiență europeană e șocantă pentru că ai impresia că toată lumea te cunoaște. Toată lumea zâmbește, toată lumea îți zâmbește. Dacă te uiți la un om pe stradă, îți zâmbește. E primul lucru pe care îl face. Și ai impresia că vrea să-ți spună ceva sau că te cunoaște. Nu! Este modul lui de a te întâmpina. Poți să faci lucrul ăsta acru și chinuit și plin de... Dă-te mai încolo, să nu mă atingi. Mi-i spațiu, mi-i viața, mi-i... Sau poți să faci lucrul ăsta zâmbind. Nu? Deci sunt lucruri pe care mi le-aș dori așa să le văd între noi, dar era o vorbă tare ciudată, așa zice, acum că s-a terminat mâncarea, nu mă sperii că ne avem unul pe altul. Adică o să ne mâncăm unul pe altul. Trebuie puțin să facem o ecologie cu noi, cu copiii noștri. De unde credeți că învață un copil să fie rău? Din casă. Copilul nu seamănă cu mama și cu tata. Seamănă cu dragostea dintre ei. Nu pot să zic, ăla seamănă cu maică-sa, ăla cu taică-sa. Eu nu văd așa. Eu văd un copil care seamănă cu ceea ce e între mama și tata. Mereu văd numai copii care seamănă cu ceea ce e între mama și tata. Da, astea sunt lucruri pe care poate ar trebui încet, încet să le învățăm și să ne educăm. Vreau să vă spun că mă bucur teribil de mult, că parcă văd așa un fir de lumină la capătul tunelului. Am văzut pe foarte multe televiziuni că statul român a început să pună puțin piciorul în prag. Și vreau să mulțumesc Protecției Consumatorului, cred că ei au inițiat această lucrare. Orice adolescent intra într-un supermarket, peste tot, oriunde, putea să cumpere țigări, băutură, orice, fără nicio consecință.
Da, deci de multe ori vedeam în fața mea copii care cumpărau țigări și băuturi, iar vânzătoarea, fără nicio problemă, le oferea aceste produse, care ajung legal interzise la vânzare minorilor. Și am înțeles de câteva zile că s-a luat în serios treaba asta și chiar sunt amenzi foarte mari până la închiderea magazinului dacă e prins că dă țigări și băutură minorilor. Eu mi-am propus un lucru, chiar dacă o să văd treaba asta, sunt primul care o să anunț că în magazinul respectiv se întâmplă lucrul acesta. Da? Noi ne distrugem copiii, nu alții. Nu cultura vestică ne distruge copiii. Da? Nu MTV-ul sau mai știu eu ce alții. Nu ei distrug copiii, noi îi distrugem aici, local. Părinte, pentru o educație sănătoasă și spirituală a unui copil, de ce nu ar trebui să fie lipsit acesta în primii cei 7 ani de viață? Ați vorbit despre dragostea și exemplul iubirii dintre părinți. Da, e greu de spus de ce ar trebui să fie, de ce ar trebui să aibă parte. Un lucru e cert, nu mai avem timp de copii. Deci, orice investiție de timp alături de copii asigură sănătatea emoțională a viitorului adult. Da? Deci, când petreci o oră lângă copilul tău, să nu ți se pară niciodată că ai risipit timpul, ci tocmai ai investit în sănătatea emoțională și sufletească a copilului tău în viitor. Ai mai petrecut o oră, n-ai aruncat-o pe apa sâmbetei, este o investiție și mai mare. Îți dedici o zi copilului, o jumătate de zi, stai cu el, interacționezi emoțional și constructiv cu el. Sigur, iarăși acolo sunt mari investiții. Copilul are nevoie de timp. 7 ani de acasă nu sunt doar coercitivi. 7 ani de acasă sunt și cu tati, cu mami. Nu, au nevoie de timp copiii. Sigur că acum, vedeți, școlile noastre învață pe copii să fie buni performeri. Informaticieni, suntem poligloți, vorbim foarte ușor limbi străine și învățăm ușor limbi străine, matematicieni, fizicieni, dar cine îi mai învață pe copii să fie oameni? De asta e nevoie de ora de religie în școală? Că acolo un domn profesor le mai spune, vezi că ai suflet. Vezi că trebuie să-l hrănești pe sufletul tău cu emoții bune. Vezi că trebuie să nu faci bullying, să fii om bun, să ierți, să fii blând, să-i ajuți pe cei mai mici decât tine. Ora de religie, asta îl învață pe copil. Se ocupă de omul sau de viitorul om adult. De asta ora de religie e foarte importantă școală, pentru că te ferește de radicalizare, ne ferește de teroriști. Orice popor care își neglijează religia, credința, clocește teroriști. În momentul în care copilul învață la școală și învață varianta corectă a credinței, atunci e imposibil să devină un viitor terorist. Și atunci ce îl creează pe copil la școală? Cei 7 ani acum au fost preluați de grădinițe, de învățământul preșcolar. Din păcate, multe grădinițe cresc copiii cu televizorul, multe grădinițe cresc copiii cu oameni care nu cunosc ce fac și produc mari daune. E bine să investim în copiii noștri. Eu cred că cea mai frumoasă investiție pe care poți să o faci în viața ta nu este în pantofi, în haine, în, nu știu, costume, rochii, ceasuri, telefoane, mașini. Cred că cea mai bună investiție pe care o poți face în existența ta este în învățământul copiilor. Revenind la miracolul învierii, părinte, care se petrece în această noapte, au trecut mai bine de 2000 de ani, am evoluat spiritual, omenirea a cunoscut în istorie tot felul de suferințe. Dacă astăzi am putea să-L recunoaștem, am avea capacitatea să-L recunoaștem pe Iisus dacă ar fi printre noi? Cred că da. Pentru că El ne spune lucrul acesta. El spune așa,
dacă veți avea grijă de un om sărac, dacă veți primi un străin, cum sunt migranții aceștia de război, da? Dacă veți îmbrăca pe cineva, dacă veți merge la închisoare și veți vizita, veți îngriji cu dragoste pe cei închiși. Multe alte acte de caritate. El spune, nu oamenilor veți face, ci mie veți face. Deci, Hristos acum, în timpurile noastre, și în cei 2000 de ani mereu s-a ascuns nu în regi bogați, nu în împărații bogați, nu în mari înțelepți, cărturarei vremii, ci s-a ascuns, așa cum zice și el, în săraci, în bolnavi, în străini, oamenii singuri, în cei bătrâni și singuri. Și dacă vrei să-L întâlnești pe Hristos și să-L vezi, ia un astfel de om în grijă și sigur o să vezi chipul lui Hristos în el. Deci eu sunt convins că avem capacitatea asta să-L recunoaște, mai ales că El ne-a dat și indiciile cum îl vom recunoaște. Numai să avem milă. Cred că ăsta e unicul mod prin care noi oamenii putem să ne păstrăm umani. Să avem milă. Nu poți apăsa pe un buton să distrugi o țară. E ceva îngrozitor. Nu, pentru mine așa ceva este de neconceput. Să apeși pe un buton să distrugi o țară. Mila, iubirea față de aproapele. Aceasta să fie cea mai importantă virtute creștină? E un basic. Sunt lucruri de bază, bazale acolo și nu neapărat creștină, cred că umană până la urma urmei. Așa ne-a făcut Dumnezeu în primele dimineți ale creației, să fim milostivi unii față de alții. Și când omul și-a pierdut capacitatea de a simți, de a aplica și de a trăi mila, a devenit o bestie. Uitați-vă în toată istoria umanității, oamenii care au provocat cele mai mari tragedii au fost oameni lipsiți de milă. Oameni care și-au găsit în numele ideologiei motivația să ucidă. Da? Trecem prin perioada aceasta a Paștelui, da? Să știți că aici s-a întâmplat o mare tragedie. Vă dați seama, Dumnezeu dă pe muntele Sinai poruncile lui Moise. Printre cele 10 porunci, cea mai importantă și una dintre cele mai importante este să nu ucizi. Cum au înțeles oamenii porunca aceasta de a găsi totuși o justificare să-L ucidă pe însuși Dumnezeu? Pentru că așa l-au dus pe Iisus în pretoriu și când Pilat din Pont i-a întrebat cu ce a greșit omul acesta, i-au spus așa, după legea noastră el trebuie să moară. Care lege? După cele 10 porunci, unde se spune clar să nu ucizi. Deci vedeți ce viclean poate deveni omul. Și omul care îi lipsește mila, transformă poruncile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, în ideologie. De unde îți dai seama că este ideologie acolo? Cu crucea, niciodată nu poți omorâ oameni. Niciodată. Când crucea zdrobește oameni, e ceva acolo îngrozitor, nefiresc. Crucea se poate transforma în ideologie. De aceea, orice credință, orice idee spirituală, orice gând și cuvânt de la Dumnezeu, niciodată n-a fost împotriva vieții omului. Când cineva omoară pe un alt om, lucrul acela nu mai e de la Dumnezeu. Ei fura cuvintele lui Dumnezeu și îți maschezi ideologia ta și cu ideologia ta distrugi lumea. Dar gândiți-vă că eu mă gândesc așa că mulți dintre noi aud deseori treaba asta. Dom'le, dacă aș avea o pușcă, i-aș împușca pe toți. Cu referire la politicieni, la nu știu cine, la oameni de afaceri, la... mai spune câte un român obidit așa, că dacă aș avea o mitralieră, i-aș pune la zi și i-aș împușca pe toți. Doamne ferește! Vă dați seama un astfel de om să aibă o divizie de avioane, câteva tancuri și vreo 2 submarine nucleare, ce dezastru ar face pe fața Pământului? Și câți dintre noi am fi capabili să facem astfel de lucruri?
v-aș împușca pe toți. Doamne, ce vorbe! Vedeți? Deci ne uităm cu multă judecată și spre puternicii vremii și spunem, din cauza ta mor oameni, din cauza ta mor oameni. De aia să ai și tu o divizie de tancuri, să vezi ce faci cu ele. Nu? Avem oameni în viața noastră pe care îi urâm, pur și simplu. Și nu vă gândiți că-s de departe. Oare Domnul dă porunca iurea, zice, iubește-ți aproapele. Sunt din proximitatea noastră. E soacra, e socrul, e soția, e vecinul, e... Nu știu, oameni din proximitatea noastră. Pe o mare, pe o rază de 10 metri pătrați în jurul nostru se află acest aproape al nostru, pe care noi am fi stare să-l omorâm. Părinte, unde vă putem găsi? Unde pot oamenii să vă asculte cuvântul? Asta e o bună întrebare. În orice biserică. În orice biserică intre un om, acolo ascultă, nu cuvântul meu neapărat, că eu nu, Doamne ferește, să mă apuc acum. Vedeți, noi preoții niciodată nu vorbim despre noi. Foarte puțin vorbim despre noi. De ce? Pentru că eu nu cred că noi suntem modele. Preotul e modelul parohiei. Nu e așa. Eu le spun tuturor enoriașilor mei, modelul este Hristos. Eu vă vorbesc de la El și merg în drum spre El. Dacă vreți, ne putem însoți. Nu sunt sfânt, nu sunt mai bun, mai am aceleași păcate ca și voi, numai că merg în drum spre El. Ceea ce fac eu cu enoriașii mei este următorul lucru. Ați vrea să ne însoțim în drum spre El? Ne ajutăm reciproc, așa e în călătorie. Deci, măi, mai dăm și mie un sandwich, uite, mai ia și tu ceva, uite, mai odihnește-te, mai... În călătorie, când pleci cu însoțit, e mai ușor decât de unul singur. Părinte, cum putem să ne dăm seama că un preot este potrivit să ne fie duhovnic? Știm că e foarte important să mergem să ne spovedim, dar și mai important este să mergi la același preot. A spus un lucru important. Să te spovedești, te poți spovedi la orice preot. Da. La orice preot. Dar să poți avea o simfonie de valori, de gânduri, de stări, nu toți oamenii sunt la fel. Un duhovnic poate să fie mai aspru, unul poate să fie mai blând. Un lucru e cert. Nu te împiedica de neputințele duhovnicului. Toți duhovnicii au o neputință. Toți. Unul poate e mai vizibil în neputința lui, se uite la bani. Altul, nu știu. Fiecare are. Unul e mai egoist. Toți avem. Unul suferă de slavă de șartă, știți? Când vezi toată lumea spunându-ți să rămână părinte, parcă te urci în copac așa ca... Deci avem tot felul de neputințe. Dar eu cred că trebuie să înțelegem că acolo când se iartă păcatele, e Hristos. Iar duhovnicul adevărat trebuie să aibă grijă să nu se așeze în locul lui Hristos. Și să învețe pe oameni că, fraților, uite, El este Hristos, El ne iartă nouă păcatele, El le iartă și pe ale mele. Eu mă împărtășesc cu Hristos și voi tot cu El vă împărtășiți. Sigur, rămâne o simfonie de simțiri. A venit într-o zi, vă dau un exemplu așa, că a venit într-o zi un tânăr la spovedit și i-am spus, stai pe scaun. Și el spune, nu vreau să stau în genunchi. Zic, bine, stai în genunchi. Și a început să spovedească și spunea un păcat și făcea. Și zic, dar de ce faci așa? Și zice, pentru că fostul meu un duhovnic, când ne spuneam câte un păcat, îmi dădea câte o castană. Și zic, păi acum te aștept să fac și eu la fel? Zice, păi așa mă aștept, că am crezut că așa e. Zic, nu o să-ți dau nicio castană. Dacă vrei un om mai dur, mai așa, du-te și caută-l pe cel care să-ți dea castană. Eu nu fac asta. Mă gândesc la o paralelă acum între părintele Arsenie Boca și părintele Arsenie Papacioc. Prima dată când am prins o carte a părintelui Arsenie Boca, mărturisesc că am zis că nu mai am șanse să... Și m-am dus să-mi dea năvară la părintele duhovnic. Și... Mi-a zis părintele așa, zice, tată, citește o carte și a părintelui Arsenie Papacioc, care are o manieră mai blândă și să nu te sperii că tocmai deznădejdea
fiecare om își găsește duhovnicul, știți? Vrei un om mai radical, mai concret, mai cu puncte, cu proiect, cu foaie de drum. Știți, spune, trebuie să ajungi aici, 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 aici și dacă n-ajungi, îți tai 10% din salariu. Atunci caută un astfel de duhovnic. Vrei un duhovnic blând? Atunci cauți un duhovnic blând. Pentru mine, duhovnicul, am dorința și gândul acesta, trebuie să fie mai blând ca mama. Asta. Dacă nu trece pe mama mea, atunci nu m-aș încredința sufletul și viața unui om care nu o trece pe mama în blândețe. Adică o prefer pe mama. No. Părinte, mai e foarte puțin până la înviere, lumea se pregătește să ia lumină și nădăjduim în număr cât mai mare să și rămână la slujbă. Eu o să zic doar așa, Hristos a înviat bucuria mea după cum își întâmpina Sfântul Părinte Serafin de Sarov pe oricine întâlnea în cale și o să vă rog pe dumneavoastră să ne adresați un cuvânt, iată, pentru această mare, mare sărbătoare, învierea Domnului și pentru prima zi de Paște care urmează. Ajunge lumii suferința ei. Odată cu învierea Domnului să revină în inima noastră nădejdea și bucuria vieții. Da? Și să lăsăm toată învrăjbirea asta pe care doar demonul o face. Doar demonul vrea să ne răpească din lumina și din dragostea lui Dumnezeu și atunci cred că orice înviere vine peste noi, adaugă în noi lumina lui Dumnezeu. Știți? Și îmbătrânim în această lumină și nădejde. Și într-o bună zi îl vom vedea față către față pe cel înviat, așa cum ni s-a promis. Mă veți vedea într-o zi, voi fi cu voi. Dar în nădejdea aceasta trăim noi cu fiecare Paști și îmbătrânim și la fiecare an care trece se mai adaugă puțin de Dumnezeu în noi. Până când într-o bună zi îl vom vedea cu totul, așa cum e. Da. Să avem sărbători binecuvântate și e bine să spunem Hristos a înviat, adevărat a înviat, pentru că Paștile tare frumos ar fi să fie în fiecare zi. Minunat loc în cer, minunat loc în cer, pentru cei credincioși pregătit, chiar de Domnul Iisus, care atât ne-a iubit, este loc. Este loc minunat, pregătit sus în cer, unde nu-i nici suspin, nici dureri. Acolo ce-i iertați, preamăresc pe Hristos, cel prea bun iertător și milos, căci El ce me
loc în cer le-a gătit. Frumuseți și comori ce sunt fără sfârșit, sus în cer, Doamne, ne-a te slăvesc, te iubesc și doresc, o Iisus, să ajung lângă tine în cerul sfânt. Te slăvesc,